A zis Ce ai auzit? Exact, a n-am auzit. Hai mă, Maria, zbune. Pe toate ascultam. A venit la mine. Așa? Și a zis că, bă, nu știu, așa, din seniște m-am trezit și a zis că... A zis Marian că este o persoană aici care îi tot dă priviri și îi stârnește ceva, știi? Da. Și eu după aia am venit și am zis la fete. Și am zis lui Elena că nu e vorba despre mine. Numai eu știe, adică... Numai eu știu, da. Niciodată nu... Nu, dar a fost faza cu Cristiana, ca să o iau în brațe și să ce... Atunci cu jocul ăla pe porumb. Cu jocul ăla pe porumb de duminică. Când i-ai zis, zis lui... Am zis eu că nu te-ai interesat de mine pentru că o așteaptă pe sora Cristiana din competiție. Nu am văzut. Și am avut dreptate. Au! Sora lui Cristiana, că nu intră în fața competiției. Dar de unde știi, mumă? Da! Păi de unde știi? Cum să n-aibă cum? Să regardă aici. Păi și copilul ce-i face, mă? Îl cresc, de ce să-i fac? Auzi, ce vină are copilul? Dacă eu o plac pe măsă. Păi, care ce problemă? Ce îi face? Cu cine îl lasă? Cu cine îl lasă? Păi și acum în februarie, mă. Apară toată lumea și rămân eu cu puiul meu aici, amic. Și gata. Nu poate să-l lască cu puiul. Păi fac război ce aveți. Pot să bine și tu nu le merg. Eu nu știu. Dau drumul la mitraliere. Păi da. Dar să-mi placă mumă. Ai văzut-o? Eu când am văzut copilul, n-am mai putut să-mi iau. Mă! Nu mi-a dat seama, scuze. A, eu ai cu capul. A curentat fetelor. M-ai trezit și așa dormeam. A fost fulgerul lui Olin. Dar deschide ușa. Poftim. E bine? Cine mai era, mă, de intrai lui Zeus? Era Olimp, era... Ia zic cum e, cu scodești. Ești rău și fiu oară. Ne-ai comentat de ce bără. Știi că Zeus era cumva. Doamne mare, doamne. Cu ce te închii? De-aia mă închii, mă, că ești mic, mă, ești de la masă și când plec, mă, pe acum nu ești la masă. Sunt grup, mă, numesc, ești la masă. E, dar nu mai pot eu acum. Vrei să-ți faci o relație cu cineva, prin... Dar ești conștient, mă, de fapt, când ai venit aici, că o să fii și criticat, o să fii și plăcut, o să fii și judecat. Grupuri, grupuri. Ba, atâta timp nu cât problema, ești în gura lumii, că e de bine, că e de rău, înseamnă că ești important și că există. Părerea mea... Nu simt de bine, că mă simt bine. Și dacă mă critică și dacă mă laudă, atâta timp cât sunt acolo, în gura lumii. Păi tu, să zică că nu zic bine. Aici lângă lui. Păi de lângă noi, mă, gândesc că face afirmația, mă, pe cea. Păi nu sunt interesat de tine, mă, atâta. Dar te interesează. Nu? Cânta, dar ce e n-a interesat, mă, vedeți voi de treabă? Cum trebuie să iau emisiune? Da, dar ce va fi, nu ați facem deja nicio treabă. Deci pe internet de ce pe echipă? Da, bine? Asta e problema. Poate văd în tine un om puternic. Dar ce mai pe căldură mi-a pierdă azi două, așa? Mi-a zis fără cel. Mi-a zis fără ce? Păi ai zis asta e pe azi. Cum mă urci pe căldură. Suntem acest fir. Da. Se vedea urât în gata. Ce atenție, mă, mai e un acolo. Nu, dar este figulește. Păi da. De încet, de nu devine mai... Dar lasă așa că era bine să vadă. Sentimentele, da. Cu sentimentele și repulsie, știi? Mai atent. Ai văzut că s-a mai dat materialul ăla? Ce? Cu noi? E. Mâine cred că se dea. Ce să se dea? Păi dacă se dă, nu spune-mi am zis ce am văzut. Ce să zicem? Ce s-a părut că eu am avut ceva în palmă. Da. 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 A fost un moment și gata. Momente de care? Un moment, trebuie să nu am avut vânzare dimineață acolo la Tejghia, la Tarabă, n-am văzut. Ascultat, am și eu că ascultat de încălțămintele. Toate încălțămintele, frate, cred că aveam, cred că o să depere. Fii atât cu pantofilul. Cine? Mă, a zis pantofi chiruzul. Nu, aia care nu, n-a zis, da,